O, servus, Rob. Dar ce-i cu tine, mămișule, că așa ai năcăjut, nu te-am văzut de când te știu. Îți năcăjut, mă, și-i năcăjut pe satul, mă, nici la crijmă nu se mai bec un subeut odată. No, nu, bă, Vorovi. Veșinul, Șandoric, să plânge că s-o săturat tăt să încarce gunoiul numai cu blopata aia mare și cu inima lui Stalin. Știu, dar... No, nevastă sa, Cătița, să plânge că îi dă CNP-ul după cap, nu mai poate trage cu grebla, vine vara, trebuie să strângă notrețul. Vărul meu toger, ăla de pe stăgeal. Bă, ăla plânge tătă ziua, căldor șalile, să nu se mai poate să iei cu sacul cu cucuruz în pod, mă. Doamne, mămișule, dar păi astea-s probleme. Probleme mari. Păi da, ascultă-mă, vino cu mine la Agrovaro și ți-e explic eu cum se rezolvă tătă. Uite, pătru Șandorică, păi de ce ți-am explicat? Ăsta-i încărcătorul, pac, ridică cupa aia, ăsta din joystick de acolo. Nu mă stă, exact, nu mă stă și să urcă ale pac în pod și gata. Și aici ați greblele astea de care ți-am zis, uite-te, și astea de jos, care ți adună tot fânul. Ia și nici îl face bode, căptițe, tătă, după aia cu ăsta și duce și bagă în habar. No, cu exact cum ți-a spus, cu jnecurile astea, vezi, uite-te, la ce capacitate au astea, zvârle greu, tătă, în două ceasuri, două camioane, jup, când pot și gata, tătă treaba. Dar nu se rupe podul, mă, cu două camioane. Bine, mă, mișule, cum să se rupă, doar camioanele rămân jos, mă, greu urcă și se cară și orzul și tătă. Mă, bine. Mă, Rabă, fain mă învățași tu pe mine. Auzi, dar n-o fi scump. Cum să știe scump, mă, mișule, mă, dar toată lumea din țară știe că aici e cea mai bună calitate și cele mai mici prețuri, la Agrovaro. Atunci toată lumea la Agrovaro.